Și vorbea despre apa caldă sau despre lipsa apei calde din Focșani. De ce să dau speranțe dacă ele nu sunt? Să știți că noi am avut discuții despre Enet în cursul anului trecut foarte multe. Am chemat aici, dacă vă amintiți, reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor care au vrut să aibă o întâlnire și cu primarul, care nu ne-a făcut onoarea să vină la acea întâlnire. Am vorbit atunci exact despre ce se întâmplă cu Enetul. V-am spus atunci că există clar riscul ca acest Enet să ajungă în faliment. Ceea ce nu e de dorit pentru focșeneni, pentru simplul fapt că el, dacă și-a respecta acel contract cu Ministerul Mediului și-ar putea să ducă până la capăt acel proiect european, am putea avea un preț la gigacalorie între cele mai performante din țară. Dar cred eu că până atunci Enetul are mari probleme, are datorii foarte mari. Iar dacă mi-amintesc bine și mi-amintesc foarte bine, la sfârșitul anului trecut, domnul Baczynski îmi cerea să intervin la guvernul Boc să primească niște sume pentru a acoperi datoriile Enetului. Atunci am făcut acest lucru, iar guvernul Boc, prin Ministerul Administrației și Internelor, au disponibilizat niște sume consistente pentru Enetul din Vrancea, cu care am reușit atunci să salvăm situația numai temporar, cum am și spus atunci, că acest bani practic nu salvează Enetul, continuă doar agonia acestei instituții. Atunci am salvat Enetul, am trecut cum am trecut peste acea perioadă, am avut căldură, am avut și apă caldă din nou. Ce se întâmplă acum? Citesc în presă și văd că cu o guvernare a lor nu reușesc să aducă niciun ban de la guvern. Am înțeles că au avut discuții și nu li s-a promis nici măcar un leu. Ceea ce cred eu că este alarmant pentru Enet și mai ales pentru cetățenii municipiului Focșani. Pentru că eu cred că fără niște sume de la guvern, Enetul nici nu are cum să salveze, mai ales că văd domnul Baczynski nu a făcut absolut nimic să îmbunătățească încasările de la populație. În continuare se plânge că are încasări foarte mici de la populație. Și nici nu are cum să nu se plângă, pentru că nu face absolut nimic și un serviciu de proastă calitate nu are cum să fie plătit altfel decât prost, cum și spune. Așa că îl rog pe domnul Baczynski și pe șefului de partid să ducă la guvern, cum ne cereau nouă acum câteva luni, și să obțină sume pentru a putea salva Enetul și pentru a putea această instituție să dea din nou drumul la apă caldă cetățenilor din municipiul Focșani. Iar aș vrea să vă vorbesc despre afirmațiile domnului Săpunaru din 25 aprilie 2012, dacă mai țineți minte, când declara că este alături de oamenii care au ieșit în stradă nemulțumiți de starea drumului pe care circulă în drumul național 2N, Bobza, Caiata, Dumbrăveni, Dumitrei, Jitea, drumul național 2R, Jitea, Vintileasca. Și spunea atunci că ultima lopată de asfalt a fost pusă pe acest drum în urmă cu mai bine de 4 ani. Noi atunci, să știți că am mai avut câteva intervenții prin CNADNR, secția Vrancea, de atunci nu s-a întâmplat nimic. Era guvernul Ungureanu, care abia venise de câteva luni și era disperat că nu se întâmplă absolut nimic acolo. Au trecut 2 luni în guvernarea asta și pe acest drum nu se întâmplă absolut nimic.
Iași, la fel, îi cer domnului deputat Nisăpunaru să ducă la guvern, mai ales că ministrul transporturilor este un apropiat al dumnealui și membru al Partidului Național Liberal, și să asfalteze acest drum pe care în campania electorală promitea că în 2 luni de când va veni la guvernare îl va asfalta. Nu văd absolut nimic, nici măcar o lopată de asfalt pe acele drumuri. Altfel, să știți că o să fiu și noi, o să fim solidari cu cei 500.000 de oameni care vor ieși în stradă pe aceleași drumuri, pentru că această guvernare nu face absolut nimic pentru cetățenii județului Vrancea. Și vă reamintesc aici că ultimul drum județean asfaltat a fost asfaltat de guvernul Boc, Focșani-Suraia, într-un program care acum a fost închis de guvernul Ponta, o mare eroare. Și cred că și-au dat seama că au făcut o mare eroare, pentru că era singurul program prin care se mai putea face ceva vis-a-vis de infrastructura rutieră în toate județele țării, nu numai în Vrancea. Și cred că vor redeschide, pentru că nu au nicio șansă să poată să facă ceva prin alte surse decât acest program, care cred eu că e unul bun. Și am înțeles că deja și-au dat seama de eroarea pe care au făcut-o și cred că îl vor continua. Așa că o să mergem prin comparații în următoarea perioadă.